De azi sunt curajos. O poveste de Heidi și Daniel Hogarth. În fiecare noapte, toți cei din familia lui Ollie se adunau și se țineau de lăbuțe ca să adoarmă. Iar în fiecare dimineață, când se trezeau, își dădeau drumul la lăbuțe. Toți, în afară de micuțul Ollie. Ollie își făcea griji că trebuie să înoate, își făcea griji că trebuie să se scufunde și că s-ar putea rătăci, dar cel mai mult îl îngrijora gândul că ar putea rămâne singur. În fiecare dimineață, mama îi spunea: Ollie, te rog să-mi dai drumul, nu pot să fac nimic dacă mă ții tot timpul de lăbuță. Ollie îi scutura însă din cap. Nu voia să-i dea drumul mamei. Nu pot să înot singur, se zmiorcăia el agățându-se de mămica lui. Știa că va pluti, dar îi era prea teamă să-i dea drumul, dacă marea îl lua și îl ducea departe. Dăm drumul, Ollie, îl rugă mama cu blândețe, dar el o strângea de lăbuță cât putea de tare. Ceilalți pui se distrau de minune, se jucau, alergau unul după altul și se împroșcau cu apă. Ollie ar fi vrut să se joace cu ei, dar pur și simplu nu se putea desprinde de mama și de tata. Du-te să te joci și tu, îi spuse tata. Eu te voi veghea de aici. Mi-e frică, strigă Ollie, strângându-l de lăbuță mai tare ca oricând. Să nu-mi dai drumul? O rugă Ollie pe mămica lui, atunci când aceasta încercă să deschidă o scoică. Stai liniștit, sunt chiar aici, oftă mama. Dar Ollie trebuia neapărat să o țină de lăbuță. Din pricina valurilor, mămica, cu tot cu scoică, se mișcau încoace și încolo, în vreme ce Ollie stătea agățat de ea. Când mama reuși în sfârșit să deschidă scoica, găsiră înăuntrul ei o perlă foarte frumoasă care sclipea. Ce frumoasă este! Se minună Ollie. Oh, privește! Înăuntrul ei se află un pui de vidră care arată exact ca mine. Ollie se întinse spre vidra mititică din perlă și deodată se trezi că ține perla cea frumoasă cu amândouă lăbuțele. Ollie văzu în ea un pui de vidră fericit care nota singur fără niciun fel de ajutor și înțelese că era vorba chiar despre el. Suntem așa de mândri de tine, Ollie, îi spuse mama. Bravo, Ollie, îl lăudă și tata. Nu mă mai țin cu lăbuțele de voi, se bucură micuțul. Plutesc singur și mă descurc de minune. Ura, vino să te joci cu noi, i-au strigat ceilalți pui de vidră. De atunci, în fiecare zi, Ollie se bălăcește, înnoată și se joacă cu prietenii lui. Este mai fericit ca oricând, dar încă așteaptă cu nerăbdare noaptea când el și familia lui se țin de lăbuțe, în vreme ce, încet, încet, se cufundă în lumea viselor. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!